Vicepreședinta Organizației Municipale a Femeilor Liberale, Violeta Chiran, a anunțat astăzi că acțiunea de donare de sânge face parte din calendarul de activități pentru acest an. Doamnele din PNL invită la această acțiune pe toți aceia care vor să contribuie la salvarea unei vieți omenești. După cum bine știți, sângele donat poate salva viața unui nou-născut, o mamă, un tată, un frate sau o soră. Marea majoritatea oamenilor nu se gândesc că vor avea nevoie vreodată de sânge, dar mulți, chiar foarte mulți, au nevoie. Este ceva ce nu poate fi fabricat sau cumpărat cu bani. De aceea rog pe toată lumea, oricine vrea să ajute oamenii, să salveze o viață, să meargă la centru de donare. Nu trebuie să îndeplinești foarte multe condiții. Ideea este să fii sănătos, să nu fi avut afecțiuni grave de sănătate în trecut și femeile gravide nu au voie să doneze. În rest, toată lumea, cine dorește, poate să doneze și să ajute oamenii. Violeta Chiran a spus că tichetele valorice obținute în urma donării de sânge vor fi folosite pentru susținerea altor acțiuni umanitare. O parte din tichete va fi utilizată pentru o acțiune programată pe 1 iulie, denumită Hrănește-te sănătos, iar cealaltă parte este destinată unor acțiuni caritabile organizate în preajma sărbătorilor de iarnă.